Hei, salutare frații mei, bine v-am regăsit într-un vlog frumușel și astăzi, dar din păcate nu putem ieși afară. Probabil mulți dintre voi vă întrebați când se va termina chestia asta cu virusul corona, cu COVID-19. Probabil mulți dintre voi vă întrebați, frate, oare când se va termina cu coronavirusul și când putem ieși afară? Dați-mi voie să vă spun că și eu abia aștept chestia asta, să pot ieși afară, să pot filma o grămadă de vloguri afară, cu crossul, am de făcut enduro vloguri, cu ATV-ul, cu mașina, deci am foarte multe de făcut, trebuie să duc Loganul și BMW-ul la ITP, am foarte multe chestii de făcut, dar e și o parte frumoasă în chestia asta în timp ce stai acasă. Deși că eu eram plecat mai mult la pește și postam pe canalul secundar și chiar vă rog să vă abonați pe canalul secundar Fish Hacker și inclusiv pe Facebook Academia Tinerilor Pescari, să facem cea mai mare comunitate de pescari aflați la început de drum și nu numai. Datorită senzației așa de a prinde pește, de a încerca să-l păcălești și de a fi liber în natură, ador foarte mult ieșirea la iarbă verde, mai ales la pescuit. Dar deocamdată nu pot ieși la pescuit, deocamdată spun asta și cu siguranță mulți pescari așteaptă cu nerăbdare acea zi în care vom merge din nou la pescuit, vom fi, să zic așa, liberi de a ieși din casă. Chestia asta ne ajută și pe noi, ne ajută familia să stăm în casă, să nu răspândim acest coronavirus. Fraților, dați-mi voie, vă spun cu mâna pe inimă. Tata, acum 3 ani, a murit. L-am pierdut din cauze oarecum naturale. Ce își face omul, își face cu mâna lui. Obezitatea a fost la el prima treaptă uriașă. Foarte obez. Nu o să fiu niciodată gras tocmai din cauza asta. Deci nu am să mănânc. Au fost așa vreo 2-3 episoade în care m-am îngrășat cu vreo 3-4 kg. Credeți-mă că am 60 de kilograme, fraților. Deci, să zic așa, mă mândresc și nu vreau să cresc mai mult cu vreo 2-3 kg peste 60 niciodată cât trăiesc. Mă simt foarte bine și alerg, cobor, vă dați seama, deci eu am studioul la etajul 2. Am de urcat două scări și de mers încă vreo 20 de metri până să ajung aici și o fac în câteva secunde. Deci țin foarte mult la silueta mea, deoarece l-am avut din păcate model pe tata și știu cât de greu era să te deplasezi când ai o anumită greutate, o foarte mare greutate pe care o porți fără să vrei, adică fără să vrei. Asta e, omul sincer se îngrașă când mănâncă, fraților, haide să nu mai intrăm în alte probleme. Și nu aș vrea să o pierd și pe mama. Mă refer că are 63 de ani, se ține super bine, îi semăn foarte mult, are o constituție superbă, deci pur și simplu nu se îngrașă, e exact cum trebuie, sănătoasă, am grijă foarte mult de ea și mulțumesc lui Dumnezeu că o am și mă pot bucura de ea, dar fac cele mai mari sacrificii să nu cumva să se îmbolnăvească de acest virus, deoarece s-ar putea, sau Doamne ferește, ar avea probleme cu plămânii, dar nu vreau să fac o greșeală pe care am să o regret mai târziu. De ce? Că n-am putut să stau în casă, gen, exact cum am văzut foarte multă lume zilele trecute. Vreau să spun că am fost cu Ștefii la un control, la un cabinet particular din Oltenița, la doctora ei care îi monitorizează sarcina, are 6 luni. Am avut măști, mănuși, dezinfectant, declarație pe proprie răspundere și eu și ea am fost și suntem 100% legali de câte ori merge și avem foarte mare grijă. Pe ea nici nu o lasă coboare din mașină decât o singură dată acolo. În rest, când fac cumpărături, mă duc eu și am foarte mare grijă deoarece nu vreau să aduc în familia mea acest virus. Chiar dacă, să zicem, și mai mult ca sigur, în toată Oltenița nu e nimeni îmbolnăvit, să dea Dumnezeu, să nu fie. Dar dacă cumva s-ar putea, știi cum e vorba aia, în general, majoritatea spun și au impresia că frate de mine nu o să se lege niciodată acest virus, absolut niciodată, pur și simplu, deoarece e în altă parte și se îmbolnăvesc alții. Nu, asta nu poți să știi niciodată. Cei care s-au infectat pur și simplu gândeau la fel. Mamă, când vreodată să mă prindă pe mine? Mulți care au plecat și au fugit și au încercat să se adăpostească, să nu prindă acest virus și s-au infectat, cum credeți că s-au simțit? Pur și simplu, ia uite bă, cum tocmai pe mine. Și am văzut câteva știri în care toată familia s-a infectat. Deci e cât se poate de clar. Încercați să nu ieșiți din casă, vă rog foarte mult pe toți cei care se uită la mine acum, îi rog din tot sufletul și vă promit că o să postez cât de des pot, încerc zilnic doar să vă țin captiv câteva minute în fața micului telefon sau monitor. Iar în timp ce mă deplasam cu Ștefi,
la cabinetul din Oltenița, ce credeți? Pe stradă oamenii parcă nu aveau nicio problemă în comunele în care tranzitam până în Oltenița. Pur și simplu erau pe stradă ca într-o zi normală, fraților, fără măști, fără nimic. Nu zic, asta e altă problemă cu măștile. Nu au fost, deci nici eu nu am găsit decât două măști mari și late, două măști în toată casa, deoarece asta e, statul nu are bani, știți cum e vorba aia. Și cei care au luat măști au cumpărat în neștire câte 400 de măști, au impresia că niciodată nu o să prindă niciun virus, gen să dea Dumnezeu, să nu prindă nimeni nimic, dar au rămas farmaciile fără măști. Nu mi se pare corect, nici omenesc, ca să nu găsești într-o farmacie, culmea, o mască sau dezinfectant. România nu are fabrici de măști. Pur și simplu trebuie să apelăm la chinezi, la alte state, deoarece în România, bineînțeles că ți se pun piedici peste piedici și nu poți să faci nimic. Asta e. România e și va rămâne întotdeauna pentru mine pe o scară de la 1 la 10, 3. Dacă nu aș fi constrâns de unele chestii, plecam din țara asta, mă mutam de mult de aici, plecam. Nu suport sub nicio formă legile și cei care sunt la putere. Dar pe lângă chestia asta, toată lumea mergea pe stradă absolut fără nicio problemă. Doar un echipaj de poliție locală, am văzut chiar vis-a-vis de tribunalul Oltenița, că își făcea datoria și verifica oamenii. Da, doar un echipaj am observat că stătea acolo. În rest, toată Oltenița plutea pur și simplu. Într-adevăr, era fluxul mai micuț, dar să zic așa, diferența dintre o zi normală și ziua în care am fost eu, populația s-a redus cu vreo 30%, dar rest era la fel de plin. Și nimeni cu mască, fraților, nimeni, decât vreo 2-3 persoane, atât, nimeni, credeți-mă, doar la farmacie și 2-3 persoane ce le-am văzut pe stradă. Eu nu sunt de acord cu chestia asta și sunt de acord cu amenziile pe care le dă poliția, deoarece eu nu știu cum să fac să nu ies deloc din casă, gândiți-vă. Acum vine și varianta aia, mai țineți minte cum unii râdeau de mine, vai că ești la țară, țăran, nu știu ce, eu am 6.000 de metri pătrați în care alerg de prin 60-70 de kilometri cu crossul pe aici, o să vedeți în vlogurile următoare, că mă plimb pe la mine prin curte, iar cei care erau invidioși și spuneau, frate, ești, stai la curte, ești țăran. Ei, cum e să vă învârtiți prin colivie? Asta e strict pentru cei care îmi lăsau comentarii că sunt țăran. Bă, e un aer de nota 10 de aici, pur și simplu n-aș vrea să plec, sunt foarte aproape de București, am tras cu praștia, am spart geamul la Cora. Deci am făcut un sfert de oră până acolo, cea mai mare bucurie o am că stau aici. Și respir un aer 100% zero noxe, 100%. Ați văzut probabil și în enduro vlogurile pe care le fac, două la număr, că de-abia am început, cred că 3. Dar ați observat ce frumos, ce câmp, ce aer curat, asta e viața mea. Plus că eu nu fumez, am plămânii 100%, chiar 110% curați, perfecți. Și acum marea întrebare la care 99% din bucureșteni doriți și așteptați răspunsul. Eu răspunsul îl știu. Îl știu din ce am văzut pe stradă și la televizor. Când se va termina ordonanța de urgență, să auzim la știri, de mâine puteți ieși liniștiți pe stradă. După părerea mea, când se vor trezi, să zic așa, cam 99% din cei care umblă pe afară și umblă fără nicio măsură de protecție, să se trezească la realitate, fraților, și să nu mai ieșim din casă decât dacă avem maximă nevoie să mergem la magazin urgențe, exact cum spune și legea, fraților, pentru că e în favoarea noastră. Abia aștept, fraților, să merg la pește, cred că stau, fac 24 de ore, 48 de ore, ce 48, cred că fac 2 săptămâni la pescuit, o să mă duc zi de zi. Odată stau câte 24, odată câte 48, iau toate bălțile așa și mă răcoresc. E foarte urât să stai numai în casă, iar când ieși, ieși cu sufletul la gură. Într-adevăr, cei care stau la curte au cu 1% mai multă bucurie decât cei care stau în apartamente, deoarece ai ce face, eu nu mă plictisesc. Eu, unul, aș sta în casă 5 luni de zile să nu ies dacă mi se aduce la poartă ce am nevoie. Am ce filma, am ce face, deci eu vreau să ajut această țară să treacă mai repede de acest prag nasol, până o să se rezolve cu vaccinul și cu tratamentul. Am înțeles, și eu mă voi vaccina, dacă asta se impune, să nu mai împrăștiem microbul, fraților. Și partea cea mai nasoală e că pierdem persoanele cele mai dragi, persoanele aflate la vârsta a treia, deoarece sunt mult mai sensibile. Eu dacă mă îmbolnăvesc, mai mult ca sigur, 120%, n-am nicio problemă. Trec peste virusul ăsta ca peste orice răceală. Dar ce fac persoanele de vârsta a treia? Ce face mama? Ce fac bunicii? Bunicii mei, Dumnezeu să ierte, nu mai trăiesc. Dar ce fac bunicii voștri, nu? Gândiți-vă că copiii, de exemplu, și am văzut foarte mulți pe străzi, frații mei, ieri, alalteri, și astăzi, foarte mulți am văzut pe străzi și văd pe Facebook
Copiii, dacă nu sunt purtători de acest virus, îl împrăștie, îl dau mai departe. Vă rog mult de tot, treziți-vă la realitate și stați în casă perioada care ni se impune. Probabil o să mai dureze o lună, sper, două, trei, atât cât va fi nevoie, deoarece unii sunt inconștienți și împrăștie microbul fără să vrea. Vă rog să dați și voi, să distribuiți mai departe, nu vreau niciun like, nu vreau nimic, absolut nimic, decât să scăpăm mai repede de această epidemie, să ne putem relua pur și simplu serviciile, activitățile zilnice. Avem foarte multe de făcut, dar nu putem trece peste această parte întunecată din istorie, că s-a făcut istorie cu acest virus, dacă nu suntem toți unul lângă altul. Încercați să vă convingeți prietenii, haideți să stăm fiecare la casa lui, să facem tot ce putem să fim sănătoși. Exact cum au spus și cei din conducere, numai bine să ne bucurăm de bunicii noștri, decât, Doamne ferește, să-i pierdem. Eu zic că așa e. Acesta este primul și ultimul vlog despre coronavirus. Vreau să se termine cât mai repede, dar hai să dăm și noi o mână de ajutor. Eu stau acasă, nu fac absolut nimic, fraților, în timp ce doctorii sunt cei mai stresați. Gândiți-vă că în moment când unii dintre voi merg la magazin, stai cu teamă, te uiți la ăla, să nu cumva să iei vreun virus, chiar dacă nu e niciun virus acolo. Deci ești cu teamă, dar doctorii care... Vă dați seama, au pacienți, lângă pacienți, zeci de pacienți care sunt infectați și pur și simplu cum se simt ei. Sau polițiștii, militarii care stau afară și ei ar vrea să stea lângă familie cum stau eu. Cum să-i ajut eu? Da, eu pot să-i ajut foarte simplu. Stau acasă cât pot. Nu ies decât pentru urgențe și atunci cu mască pe față, cu mănuși, să minimalizăm la maxim împrăștierea virusului. În niciun vlog n-am să mai vorbesc despre așa ceva, a fost singurul și sper că nu v-am plictisit, o să vedeți mâine alt vlog și mai șmecher. Dar vă rog mult, stați acasă, încercați să nu mai ieșiți. Și haideți împreună să grăbim perioada de eliminare a virusului, stând acasă, încercați să nu mai ieșiți, să nu mai împrăștiem acest virus nenorocit. Ok, dragii mei, cu voi a fost Shari, din partea mea aplauze, jos pălăria, tot respectul și stima pentru poliția română care stă pentru noi în frig, afară, în toate condițiile, să ne ajute să scăpăm mai repede de acest virus. Pentru doctorii care fac tot posibilul să scăpăm de acest virus și ajută bolnavii. Și pentru cei de la putere care iau decizii concrete, foarte bune și decisive, să terminăm cu acest virus. Eu ajut România, stau acasă, stați și voi!